Urmez sfatul politicienilor mai vechi care au fost aici la microfon înaintea mea, să spunem adevărul. Ieri, înainte de audierile celor doi noi miniștri ai muncii și familiei, m-am uitat puțin în istorie. Pentru că nu-i așa, socialul este baza, cheia acestui program de guvernare care se vine în fața noastră. PSD-ul, sigur, incluzând și FSN, a avut Ministerul Muncii și Protecției Sociale 19 ani. Noul lor partid adjunct, PNL-ul, alți 9. Realitatea este că acești oameni care vin astăzi în fața României cu soluții la problemele sociale sunt creatorii acelor probleme. PSD-ul și PNL-ul sunt creatorii problemelor pe care astăzi își întemeiază legitimitatea și puterea politică. Este ca și cum ai rupe cuiva piciorul și apoi ai venit cu o cârjă așteptându-te să-ți mulțumească, explicându-i că doar cu cârja de la tine și doar cu ajutorul tău se mai poate deplasa. Și adevărul este că oricât de strălucitoare ar fi partea acestor măsuri, sunt cârje. Se vorbește mult despre alocații. Sigur, nici măcar nu o să vă mai aduc aminte că în raportul Comisiei de Muncă alocația în iulie era 300 de lei și în programul ăsta o să fie doar 243. Dar se vorbește aproape deloc despre politizarea protecției copilului și despre instinctul a cel puțin unul din aceste partide de a-și angaja acolo falsi membrii de partid. Se vorbește mult despre pensii și, sigur, nici măcar nu o să pun foarte mare accent pe faptul că în alternativa care exista, cealaltă coaliție, în celălalt program de guvernare, pensia medie în 2022, pe acel algoritm, ar fi fost surprinzător, mai mare decât pensia medie pe care o calculează acum PSD-ul. Dar ce nu spun ei, și o să vedem la sfârșitul anului 2022, este că pensia necontributivă, pensiile speciale, media pensiilor speciale, este și va fi de 8 ori mai mare decât media pensiilor contributive, dobândite prin munca oamenilor. Și se vorbește mult despre salarii, dar aproape deloc despre marea promisiune a PSD-ului în campanie, salarizarea unitară. Și de ce s-a uitat salarizarea unitară, sau mă rog, ni se spune că ni se va spune în următoarele 3 luni, e pentru că nimeni nu mai vrea să mai deranjeze pe nimeni. Nimeni nu mai vrea să deranjeze sistemul de pile, nimeni nu mai vrea să mai deranjeze bonificarea celor loiali și încărcarea cu muncă în sistemul public a celor care servesc cetățeanul ca să compenseze și pentru colegi. Cârje. Dar, dincolo de faptul că acum nu ni se propune un guvern, de fapt, și nu ni se propune o coaliție, și nu ni se propune o ideologie, pentru că, până la urmă, mare parte a oamenilor care sunt acum în fața noastră, e greu să răspundă la întrebarea unde te așezi, mai la stânga sau mai la dreapta. Răspunsul la asta e pe ce fotoliu e liber, pentru mulți dintre ei. Ce ni se propune acum la vot și ce li se propune românilor este o oligarhie. Un număr de oameni care vor să-și împartă din nou puterea și resursele doar între ei. Dar sunt câteva lucruri pe care n-au cum să și le împartă. Curajul românilor de a ieși în stradă, responsabilitatea lor de a face ce e corect, iubirea de țară pe care a arătat-o și diaspora. România are nevoie de un ordin de protecție împotriva politicienilor culpabili. Și speranțele lor nu sunt ale noastre, ale USR, sunt ale lor, dar noi suntem singurii care am rămas alături de cei care vor să-și construiască un viitor care nu depinde de politicieni.